Astăzi, odată cu susținerea de către 37 de absolvenți de liceu, apropii de limba și literatura maternă, s-au încheiat examenele de bacalaureat din județul Hunedoara. La nivelul județului s-au înscris 2214 absolvenți de liceu din promoția actuală sau anterioară, la proba profilului și la cea la alegere, iar la limba și literatura română au fost 2162 de candidați. Cei mai mulți absenți, 62, s-au înregistrat la proba de profil, iar cei mai puțini, adică 45, la română, în vreme ce la proba la alegere au lipsit 58 de candidați. Au fost și trei eliminații din examen, întrucât aveau telefoanele asupra lor, numărul fiind în scădere față de anul trecut, când s-au înregistrat 7 astfel de incidente. Examenul de bacalaureat în județul Hunedoara s-a desfășurat în condiții optime. Probele care au avut loc deja s-au derulat cu respectarea strictă a metodologiei și a procedurilor aferente. La nivelul județului Hunedoara, în ceea ce privește numărul de candidați eliminați, din nefericire am avut trei situații. Trei candidați au fost eliminați, toți trei au avut asupra lor telefonul. Vorbim de candidați care sunt din seriile anterioare și este regretabil că și-au asumat acest risc. Cei trei candidați nu au voie să se prezinte la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat și sigur că nu le mai sunt recunoscute probele, eventuale probe, pe care le avuseseră deja promovate. Rezultatele inițiale vor fi publicate în prima zi a săptămânii viitoare, tot atunci urmând a se depune și contestațiile, iar cele finale vor fi cunoscute pe data de 1 iulie. Rezultatele finale ale examenului de bacalaureat se vor afișa pe data de 1 iulie. Săptămâna viitoare, luni, se afișează rezultatele inițiale, în aceea zi se depun și eventualele contestații. Pentru cei care nu au promovat actualele examene sau au lipsit din vari motive, se va organiza și o sesiune de toamnă, înscrierile urmând a se face în perioada 18-25 iulie. Examenele scrise se vor desfășura între 16 și 19 august, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 1 septembrie.